Variațiile de temperatură au dat peste cap imunitatea copiilor, multe dintre internări fiind cauzate de afecțiuni ale căilor respiratorii. Predomină bebelușii și copiii sub 3 ani, în cazul acestora internarea fiind obligatorie. Afecțiunea de bază este afecțiunea respiratorie, în special bolile de căi respiratorii inferioare, pneumonii interstițiale, bronșolite acute, crize de ast bronșic, care merg cu insuficiență respiratorie și care impun internarea. Dacă vârsta este mică, internarea este obligatorie. Copiii care au peste 3 ani pot fi tratați de aceste afecțiuni și la medicul de familie, nefiind necesară internarea. Și în aceste cazuri, medicul vine cu o serie de recomandări pentru a evita complicațiile bolii. Să încerce să-și izoleze copiii de persoane cu afecțiuni respiratorii, să nu-i ducă, dacă au posibilitatea, în colectivități, dacă există acolo răceli, pentru că copiii de vârstă mică nu știu să se protejeze, adică să nu ia contact cu un copil care tușește, să-și folosească batista. Și igiena personală este foarte importantă în această perioadă, medicul recomandând spălarea mâinilor cât mai des pentru a evita contactul cu virusii. De asemenea, medicii recomandă să ne adaptăm îmbrăcămintea în funcție de temperaturile de afară.